Acum avem harp și în România. Așa suna o postare recentă. Iar apoi continua. Prin harp se experimentează manipularea vremii, uriașe explozii în scoarța terestră, declanșatoare de mișcări tectonice. Asta se spunea chiar și când s-a observat cutremurile din Gorj. Să fie harp de vină? Iată în continuare ce se spune în acel articol. Este foarte probabil că asocierea dintre emisiile de înaltă frecvență ale sistemului harp și frecvențele naturale extrem de joase ale Terei să declanșeze efecte secundare imprevizibile, cum ar fi dereglarea echilibrului ecologic sau folosirea sa ca terorism ecologic, adăugând că de la descoperirea tehnicii radiofonice direcționale se constată dispariția coniferelor și a foioaselor. Adică harp, spun ei, ar aduce manipularea vremii, dezechilibre ecologice și cutremure până și în România. Măi să fie, hai să vedem și noi ce este harp și să gândim cu mintea noastră ce se poate și ce nu se poate. Maestre Banda. HARP este un program american de cercetare ionosferei instalat în Alaska. Printre instrumente se regăsește o rețea de 180 de antene terestre care se întind pe o suprafață dreptunghiulară de aproximativ 12 hectare. Ionosfera se găsește la câteva sute de kilometri deasupra Pământului. Ea este o zonă a atmosferei unde, datorită interacțiunilor cu razele cosmice, gradul de ionizare este foarte ridicat. Scopul principal al rețelei de antene HARP este de a direcționa unde radio către o parte a ionosferei. Sistemul are o putere de câțiva megawatts, pe care o distribuie pe o suprafață a ionosferei de câteva sute de kilometri pătrați. Radiația disipată ajunge să aibă o densitate de energie de câteva zeci de miliwatts pe metru pătrat. Denota că această densitate de energie de câteva zeci de miliwatts pe metru pătrat este de sute de ori mai mică decât radiația ultravioletă ce lovește straturile superioare ale atmosferei și generează ionosfera, ionizând atomii, și de milioane de ori mai mică decât căldura ce vine de la soare pe suprafața Pământului pe fiecare metru pătrat. HARP este foarte populară prin mediile care propagă teorii conspiraționiste. Sunt zeci, poate chiar sute de teorii și este imposibil de a le combate pe toate. Cel mai important de ținut cont pentru a discuta toate aceste teorii este natura radiației emise de antenele HARP. Unde radio de câțiva megaherți, puterea ei, câțiva megawatți în total, și faptul că fasciculul de unde este puternic divergent. Densitatea de energie ajunge să fie de câteva zeci de miliwatți pe fiecare metru pătrat când atinge ionosfera. La acestea trebuie adăugat că o parte a acestei radiații este absorbită de ionosferă. Efectul acesta de fapt este folosit de cercetători pentru a crește puțin temperatura ionosferei în zona targetată și a modifica astfel o parte dintre proprietățile ei. De exemplu, o parte din atomii de oxigen se excită și, când aceștia se dezexcită, emit o radiație luminoasă ce poate fi observată câteodată chiar cu ochiul liber. O altă parte a radiației, odată ce ajunge în ionosferă, este reflectată înapoi pe Pământ. Datorită divergenței fasciculului de unde radio, densitatea lui de energie ajunge să fie mai mică decât un miliwatt pe metru pătrat, odată ce se întoarce înapoi pe Pământ. Pornind de la aceste fapte, putem răspunde la câteva dintre teoriile vehiculate în spațiul public. Teoriile conspiraționiste spun că antenele HARP sunt capabile de acțiuni înspăimântătoare. Provocarea cutremurelor este doar una dintre ele. Să le luăm pe rând. Antenele HARP provoacă dezintegrarea obiectelor. Prieteni, puterea de 3 MW a antenei radio nu este concentrată ca la un laser, ci disipată datorită formei divergente a fasciculului. La o distanță de câțiva kilometri, densitatea de putere este de câțiva miliwatts pe metru pătrat, insuficientă pentru a încălzi fie și o muscă. Antenele HARP provoacă schimbarea tiparelor cerebrale. Wow, chiar așa? Undele radio de câțiva megahertz sunt emise de stațiile radio din toată lumea. Până acum, nu s-a dovedit că aceste unde radio ar putea schimba tiparele cerebrale. Este adevărat, antenele HARP au puteri care sunt de 10 sau chiar sute de ori mai mari decât ale stațiilor radio obișnuite, dar undele sunt direcționate către ionosferă, evitându-se astfel explicit zonele locuite din apropiere. Antenele HARP provoacă diferite boli biologice. Fasciculul de unde radio emise de HARP este îndreptat în sus către ionosferă, nu către locuitorii din apropiere. Iar în ionosferă, acesta se disipă rapid și încălzește o parte din ionosferă. Fasciculul reflectat
ajunge la pământ cu o densitate de energie prea mică pentru a provoca, într-un fel, boli biologice. În plus, antenele HARP sunt pornite doar de câteva ori pe an, funcționând doar pe perioadă scurtă de maxim câteva ore. Antenele HARP pot distruge orice obiect staționar sau în mișcare în orice loc de pe pământ. Antenele HARP pot crea găuri în ionosferă. Atenție! În ionosferă, antenele HARP pot crește local pe o grosime de câțiva metri temperatura, generând excitații și eventual lumină în acel loc. Dar ionosfera se întinde pe sute de kilometri în altitudine. Celelalte straturi sunt prea puțin afectate. Antenele HARP au ca efect mărirea puterii de penetrare a razelor cosmice nocive, se mai spune. Principalul protector al razelor cosmice este câmpul magnetic al Pământului, nu ionosfera. Câmpul magnetic nu este afectat. Acest sistem are o multitudine de întrebuințări malefice, putând fi folosit deopotrivă la sol, în aer și în apă. Antenele HARP sunt la sol. Cu o suprafață de peste 10 hectare, va fi greu de construit în aer. Sistemul HARP poate servi ca armă cu energie dirijată. Prieteni, densitatea de energie de doar câțiva miliwatts pe metru pătrat, la distanțe de peste 100 de kilometri, este prea mică pentru a ridica probleme armelor inamice. Desigur, există arme cu pulsuri electromagnetice, construite special pentru a afecta sistemele electronice ale armelor inamice, dar acele au construcții specializate diferite. Este de menționat că, inițial, HARP a avut și aplicații militare în domeniul comunicațiilor și al detectării rachetelor inamice prin sistem radar. Era construit ca un radar ce funcționa dincolo de orizont, deoarece undele radio au fost reflectate de ionosferă. Antenele HARP funcționează ca sistem de comunicație pentru submarine. Asta e adevărat. A existat această aplicație militară la început, în ideea că unda radio reflectată de ionosferă ar ajunge înapoi la submarine. Antenele HARP pot fi un mijloc de comunicație între sateliți și în spațiul cosmic. Și asta e adevărat, ca orice sistem radio HARP poate fi folosit și în comunicații între sol și sateliți. Antenele HARP sunt un sistem de producere a razelor X foarte puternice, așa numitele raze ale morții descrise de Tesla. Atenție, prieteni, HARP produce unde radio de lungime de undă de câteva zeci de metri, nu raze X, care sunt unde electromagnetice cu lungime de undă mult mai mică, de ordinul dimensiunii atomilor, nanometri. Pentru toate astea, HARP nu are nevoie de energie multă. Dar de unde vine această energie? Nu știu, poate proveni din rețea pusă acolo de panouri fotovoltaice. Cum puteți face și voi dacă vă instalați câteva? De exemplu, de la firma EcoSolaris. EcoSolaris este un producător ce oferă panouri fotovoltaice de ultimă generație, cu o tradiție de 18 ani în acest sector. Profesionalismul și experiența echipei asigură o instalare rapidă și sigură și, în felul acesta, îți transform locuința sau afacerea într-o centrală energetică autonomă. Vizitează acum site-ul ecosolaris.ro pentru mai multe informații și, dacă vrei să cumperi de acolo, folosește codul PRESURA15 pentru a beneficia de 15% reducere la achiziția și instalarea sistemelor fotovoltaice. Alege EcoSolaris pentru a transforma lumina soarelui în economii reale la factura ta de electricitate. Antenele HARP sunt un mijloc pentru producerea de fulgere artificiale în orice punct de pe glob. Până acum nu a existat niciun raport al cercetătorilor care să arate că undele radio produse de HARP ar putea produce fulgere sau ploi artificiale. Pentru a face un fulger artificial este nevoie de un nor preexistent. Pentru a-i duce un fulger într-un nor preexistent, este nevoie să se genereze concentrații ridicate de sarcină electrică într-o parte a norului. În principiu, HARP poate induce unde plasmonice în ionosferă, dar ionosfera se află cu mult deasupra norilor, peste 100 de kilometri, iar la altitudinile mai reduse ale norilor, câțiva kilometri, densitatea de plasmă este mult prea mică pentru ca HARP să poată induce ceva. Antenele HARP sunt sisteme de detectare și de distrugere a navelor extraterestre în spațiu. Când ajunge la mii de kilometri depărtare în spațiu, densitatea de energie este de ordinul a microvaților pe metru pătrat. Extraterestrii ar putea eventual măsura undele radio și lua act de prezența lor, dar nu se pune problema de a le distruge navele cu atât de puțină energie. Ne facem nouă mai mult rău, pentru că le spunem unde suntem și cine știe, vin peste noi să le atace. Antenele HARP sunt un instrument pentru producerea de schimbări climatice și dezastre naturale. Prieteni, puterea totală emisă de aproximativ 3 MW este prea mică pentru a induce schimbări climatice. În plus, HARP este folosit în mod intermitent, de câteva ori pe an,
pe o durată scurtă de maxim câteva ore în cursul cercetărilor. Iar timpul este prea scurt pentru ca ceva rău să se întâmple cu întreaga clima a globului. Antenele HARP sunt un mijloc de influențare și manipularea conștiinței umane individuale sau la nivel de mase. Undele radio de câțiva megahertz nu pot manipula conștiința umană. Știm asta pentru că în orice moment ne trec unde radio prin corp. În cel mai rău caz, când intensitățile sunt foarte, foarte ridicate, peste normele impuse de legislație, pot pune probleme de sănătate. Dar ăsta nu este cazul aici. Antenele HARP pot induce chiar cutremure. Un cutremur pe scala 6 Richter are o energie de 10 de mii de miliarde de juli. Undele radio HARP, reflectate de ionosferă, ajung la suprafața Pământului cu desfăți de putere extrem de mici, de sub un miliwatt pe metru pătrat. Până și energia ce vine de la Soare este de câteva sute de wați pe același metru pătrat, deci de milioane de ori mai mare decât HARP. În plus, undele radio de câțiva zeci de megahertz nu penetrează scoarța Pământului pentru a ajunge la zona de focar a cutremurului și a-l declanșa. Ele sunt atenuate în sol pe distanțe de câțiva metri, cel mult câteva zeci de metri, depinzând de condițiile solului. Acum avem HARP și în România. Așa suna una dintre postări. Se speculează că americanii ar fi adus și în România sistemul HARP. Cu el ar putea provoca cutremure și controla mințile oamenilor, spun conspiraționiștii. Mai să fie! Iată cum arată instalația la care se face referire, aflată undeva lângă localitatea Corbu din județul Constanța și care a intrat în funcțiune pe la sfârșitul lui august 2010. Sincer, dacă mă uit la aceste imagini, și mie mi se pare a fi o antenă radar direcțională, așa cum este HARP, ceea ce este cât se poate de probabil, ținând cont de locație, lângă mare, pentru a monitoriza rachetele și navele ce vin din largul mării. Chiar și HARP a fost folosit inițial ca radar militar. Vedem asta din numărul mare de elemente de antenă, așezate ordonat, așa cum este la HARP, care îi dau sistemului caracterul său direcțional. Incidental, știu asta de când construiam cu tata antene direcționale pe blocul nostru, în timpul comunismului, cu elemente de antenă așezate în paralel, să îi prindem și noi pe bulgari la televizor și să ne uităm la campionatele mondiale de fotbal. Cum aș putea crede atunci că această antenă din corp ar avea control asupra minții? Asta este imposibil. Fiind probabil un radar militar, instalația din apropierea Constanței poate cel mult să detecteze apropierea navelor, avioanelor sau rachetelor care vin din largul mării. Ca în cazul HARP, undele radio generate de această instalație nu pot exersa un control asupra minții. Se mai spune că, din Dobrogea, se poate emite cu o frecvență uriașă înspre ionosferă, cu o posibilă reflexie asupra Iranului. Nu frecvența ar fi mare, ci eventual puterea. Dacă undele radio se reflectă de ionosferă către Iran, la mii de kilometri depărtare, densitatea de putere este atât de mică încât nu va avea nicio influență asupra armamentului iranian. Un caz speculativ ar fi că funcționează pe post de radar sau pe post de antenă receptoare a undelor radio emise din Iran și reflectate de ionosferă. Dar am vorbit deja despre aceste aplicații, nu e nimic special la ele. Și la sfârșit o poză frumoasă. Ceea ce vedem aici, în partea din dreapta sus, este semnalul luminos care se vede pe cer atunci când HARP își direcționează antenele către ionosferă și când condițiile atmosferice o permit. Atunci se vede o mică pată luminoasă pe cer. De ce? Pentru că o parte din ion se dezexcită și emit lumină. Să nu ne înșelăm însă, pata este atât de slabă încât cercetătorii au fost fericiți că au putut o vedea. Până data viitoare, vă rog să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă, apăsând chiar acum acest buton de abonare. Le mulțumesc celor care ne susțin pe Patreon și aici devenim membri ai canalului. Eu sunt Cristian Presură, voi sunteți cool și vă doresc numai de bine. La revedere!